Mi-aduc aminte că eram proaspăt hirotonit într-o preot. Eu sunt din părțile Bistriței și ale Năsăudului, din localitatea Spărmezeu, și am ajuns pentru prima oară ca preot, ca ieromonah, în satul meu natal. Și cu atâta bucurie am săvârșit prima liturghie în biserica în care am fost botezat și am binecuvântat pe consătenii mei și doream să adun cât mai multe pomelnice cu vii și cei adormiți ca să îi pomenesc pe toți la dumnezeiasca liturghie. Și cercetam în mod deosebit bătrânii satului, mulți dintre ei neștiutori de carte, și mă ofeream ca eu însumi să le scriu pomelnicele cu cei vii și adormiți și să-i pomenesc cu toată osârdia, cu toată evlavia la dumnezeiasca liturghie. Și cel mai mare dar era acesta pentru oamenii foarte credincioși, foarte evlavioși din satul meu natal. Și începeam să scriu, sigur, pomelnicul, mai ales pentru bătrânele neștiutoare de carte, și îi consemnam pe cei vii, îi consemnam pe cei adormiți, și în mod deosebit la cei vii, la final, cum suntem noi obișnuiți, puneam obișnuitele cereri pentru sănătate, pentru ajutor, pentru spor. Și bătrânele mi-au spus așa, cu foarte multă bună cuvință și blândețe: dragul nostru Părinte Macarie, puneți mai întâi de toate, înainte de a ne da Domnul toate cele de trebuință, puneți mai întâi de toate pentru iertare de păcate. Că așa știm și noi de la înaintași, că trebuie să ne rugăm înainte de toate pentru iertarea păcatelor, fiindcă dacă ne sunt iertate păcatele, avem toată nădejdea că vom intra pe poarta Raiului. Și iată această lecție de smerenie și sfințenie, am învățat-o și eu, cel care mă consideram priceput și învățat de la aceste bătrâni neștiutoare de carte la școala pocăinței. Și această lecție ne este predată nouă tuturor, scump frate și scumpă soră, în osteneala vieții noastre, ca să facem tot ce putem, să primim iertare de la Domnul și să devenim cu toții cetățeni ai Raiului. Așadar, să ne plângem păcatele cu lacrimi de pocăință, fiindcă cea din tâi poruncă a Mântuitorului Iisus Hristos a fost pocăința, porunca pocăinței. Pocăiți-vă cu toții că s-a apropiat împărăția cerurilor. Aceasta a fost prima poruncă în propovăduirea Mântuitorului, aceasta a fost prima poruncă în propovăduirea prietenului și botezătorului său. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preiubiții mei, cu mare emoție și bucurie, am răspuns chemării Părintului Mircea Filip de a fi împreună cu frățiile voastre în aceste zile de slujire euharistică și misionară. Și îi mulțumesc din adânc de suflet în al Preasfințitului Părinte Mitropolit Iosif că a binecuvântat să fiu împreună cu frățiile voastre. Sunt pentru prima oară în această comunitate euharistică și în acest sfânt lăcaș și vă felicit și vă fericesc pentru că ați format cu adevărat o comunitate euharistică, vie și iubitoare de Hristos. Totodată mă bucur nespus de mult că liturghiile darurilor înainte sfințite le săvârșiți la această târziu de seară, după rânduială, fiindcă această liturghie care se săvârșește pe durata Apostolului Mare, tocmai de aceea se oficiază la această târziu de seară, ca noi să ne apropiem cu evlavie și cu multă nevoință pentru a ne împărtăși cu trupul și sângele Mântuitorului nostru. Iată, suntem în a doua săptămână a Postului Mare și în mod deosebit suntem călăuziți de această pericopă evanghelică după Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, care s-a citit la dumnezeiasca liturghia Marelui Vasile în duminica a doua din post și ni se arată cum patru inși l-au luat pe brațele lor și l-au dus înaintea Mântuitorului Iisus Hristos pe un paralitic care, pentru a fi tămăduit de plin, trebuia mai întâi
să fie iertat de toate păcatele pe care le-a săvârșit. Și Domnul mai întâi l-a dezlegat și l-a iertat de păcatele sale și apoi l-a tămăduit și trupește. Ceea ce ne arată, scump frate și scumpă soră, pe de o parte, taina spovedaniei, fiindcă cel mai mare dar pe care îl primim noi pământenii de la Mântuitorul Iisus Hristos este iertarea păcatelor, iar pe de alta, necuprinsa și minunata comuniune în cugetul omenesc, cum noi înșine ne facem vrednici să-L primim în lăuntrul nostru, pe însuși Mântuitorul Iisus Hristos, în Sfânta Euharistie. Așadar, pe de o parte se arată taina tămăduirii prin iertarea păcatelor noastre, iar pe de alta, prin împărtășirea cu trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Fiindcă relația noastră cu Mântuitorul, scump frate și scumpă soră, este una foarte apropiată. Iată, acești patru bărbați și-au dovedit dragostea și compasiunea față de acest paralitic din Capernaum și l-au luat pe brațele lor, l-au purtat pe o targă, pe acest neputincios și nu s-au descurajat atunci când au văzut că nu era posibil să intre în casa în care se afla Mântuitorul Iisus Hristos din cauza mulțimilor. Ei s-au urcat pe acoperișul casei și printr-o spărtură l-au slobozit pe bolnav înaintea Mântuitorului Iisus Hristos. Acum ne întrebăm cu toții, oare nu putea Mântuitorul Iisus Hristos să-L vindece pe acest paralitic de la distanță? Oare El, care cunoștea și vedea totul, nu putea oare acolo, în acea înghesuială, în mijlocul mulțimii, să fi spus, iată, este un neputincios, este un paralitic aici, în curtea casei și nu poate intra, să fie tămăduit. Ei, Mântuitorul Iisus Hristos putea să-L vindece de la distanță pe acest paralitic, însă nu a făcut-o, fiindcă a vrut să testeze credința, dragostea și răbdarea celor patru prieteni până la sfârșit, să vadă până unde merge dragostea jertfelnică și curajul acestor patru bărbați, care nu s-au mai gândit la ei înșiși, ci s-au gândit numai la cel neputincios, la cel paralitic. Și ei au mers până la sfârșit și nu s-au potignit, nu s-au oprit pe cale, ci au dorit să ajungă înaintea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Sigur că din această pericopă evanghelică reiese nevoia de semenul nostru, nevoia de nevoia de celălalt, dar și nevoia de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Fiindcă cu toții, scump frate și scumpă soră, îi putem ridica pe targa rugăciunilor noastre, pe toți cei paralizați sufletește, pe toți cei neputincioși sufletește și trupește, pe toți cei care sunt în scârbe, în nevoi și în boli cumplite și îi putem aduce înaintea Mântuitorului Iisus Hristos, fiindcă așa cum vă spuneam, relația noastră cu Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, este una apropiată. Hristosul nostru nu este un Hristos virtual, ci este un Hristos real. Hristosul nostru nu este un simbol, ci este cel pururea viu. Hristosul nostru nu este o amintire, ci este o prezență reală, scump frate și scumpă soră. Și așa cum odinioară, acești patru bărbați l-au întâlnit de aproape pe Mântuitorul Iisus Hristos și s-a înfățișat înaintea Lui, și noi ne înfățișăm înaintea Lui doar aici în biserică. Doar aici, în Sfântul Lăcaș, îl întâlnim în chip real pe Mântuitorul Iisus Hristos. La un moment dat am fost întrebat de cineva în Scandinavia, acolo unde sunt păstor duhovnicesc, că de ce trebuie să vină el la biserică dacă Dumnezeu este pretutinde, nu dintre atributele sale fiind omniprezența sau ubicuitatea. El este pretutinde. Și atunci acest bărbat, sigur că justificându-se în comoditatea lui, mi-a spus că dacă este pretutindeni, el se roagă pretutindeni Domnului și este cu Domnul pretutindeni și de ce trebuie să vină la biserică?
Și sigur că eu l-am întrebat pe acest credincios care era acolo în Scandinavia, așa cum sunteți și dumneavoastră departe, unii dintre voi de familia voastră, de glia strămoșească, de casa părintească, și acest credincios era departe de soția lui, era departe de copiii lui, toți, întreaga sa familie era în țară. Și l-am întrebat, dragul meu, știu că ești departe de soția ta, știu că ești departe de copilașii tăi, cum comunici cu dânsii? Părinte, cum să comunic? În era comunicării comunic cu foarte mare ușurință, neîncetat comunic cu dânsii și mi-a arătat dispozitivul inteligent, acest telefon, smartphone. Iată, îi și aud, îi și văd pe acest aparat de comunicare rapidă. Bine, fratele meu, comunici cu ei, dar când ți se alină de plin dorul de ei? Părinte, de ce mă întrebați? De ce îmi întoarceți cuțitul în rană? Nu, dragul meu! Eu vreau ca să înțelegi și să se răspund la ceea ce m-ai întrebat. Păi, părinte, e de la sine înțeles că dorul de ei se alină atunci când sunt concret lângă ei, când ei sunt în chip real lângă mine, nu doar în chip virtual. Și i-am spus, dragul meu, aici vreau să ajung. Iată, tu comunici cu Domnul pretutindeni, te rogi lui și El este cu tine și tu ești cu El. Dar în chip real te întâlnești cu Mântuitorul doar în liturghie și doar în biserică. Aici este El în chip real, în carne și oase. El este lângă tine și tu ești lângă El. Și dacă îl iubești cu adevărat, îți dovedești iubirea față de El. Și sigur că a fost foarte marcat de ceea ce am pus la inimă și în duminica următoare a venit la Dumnezeiasca Liturghie și de atunci nu a mai lipsit de la nici o slujbă. Așadar, scump frate și scumpă soră, relația noastră directă cu Mântuitorul Iisus Hristos este doar aici, în biserică și în liturghie. Și înainte de a ne cumineca cu El, primim cu toții iertare în taina spovedaniei, fiindcă așa cum vă spuneam, cel mai mare dar pe care îl putem primi noi, pământenii, păcătoși și nevrednici, este iertarea păcatelor. Și numai după această curățire lăuntrică, așa cum s-a întâmplat și cu paraliticul din Capernaum, putem să ne împărtășim de plin de harul lui Dumnezeu, fiind tămăduiți sufletește, de cele mai multe ori în suferința trupească, suntem întăriți și suntem de plin tămăduiți de Doctorul cel Mare. Și mi-aduc aminte că eram proaspăt hirotonit într-un preot. Eu sunt din părțile Bistriței și ale Năsăudului, din localitatea Spărmezeu, și am ajuns pentru prima oară ca preot, ca ieromonah, în satul meu natal. Și cu atâta bucurie am săvârșit prima liturghie în biserica în care am fost botezat și am binecuvântat pe consătenii mei și doream să adun cât mai multe pomelnice cu vii și cei adormiți ca să îi pomenesc pe toți la dumnezeiasca liturghie. Și cercetam în mod deosebit bătrânii satului, mulți dintre ei neștiutori de carte, și mă ofeream ca eu însumi să le scriu pomelnicele cu cei vii și adormiți și să-i pomenesc cu toată osârdia, cu toată evlavia la dumnezeiasca liturghie. Și cel mai mare dar era acesta pentru oamenii foarte credincioși, foarte evlavioși din satul meu natal. Și începeam să scriu, sigur, pomelnicul, mai ales pentru bătrânele neștiutoare de carte, și îi consemnam pe cei vii, îi consemnam pe cei adormiți, și în mod deosebit la cei vii, la final, cum suntem noi obișnuiți, puneam obișnuitele cereri pentru sănătate, pentru ajutor, pentru spor. Și bătrânele mi-au spus așa, cu foarte multă bună cuvință și blândețe, dragul nostru Părinte Macarie, puneți mai întâi de toate, înainte de a ne da Domnul toate cele de trebuință, puneți mai întâi de toate pentru iertare de păcate. Că așa știm și noi de la înaintași, că trebuie să ne rugăm înainte de toate pentru iertarea păcatelor, fiindcă dacă ne sunt iertate păcatele, avem toată nădejdea că vom intra pe poarta Raiului.
Și iată această lecție de smerenie și sfințenie, am învățat-o și eu, cel care mă consideram priceput și învățat de la aceste bătrâni neștiutoare de carte la școala pocăinței. Și această lecție ne este predată nouă tuturor, scump frate și scumpă soră, în osteneala vieții noastre, ca să facem tot ce putem, să primim iertare de la Domnul și să devenim cu toții cetățeni ai Raiului. Așadar, să ne plângem păcatele cu lacrimi de pocăință, fiindcă cea din tâi poruncă a Mântuitorului Iisus Hristos a fost pocăința, porunca pocăinței. Pocăiți-vă cu toții că s-a apropiat împărăția cerurilor. Aceasta a fost prima poruncă în propovăduirea Mântuitorului, aceasta a fost prima poruncă în propovăduirea prietenului și botezătorului său. Așadar, să cerem de la Domnul vreme de pocăință și să fim pururea cu El în această apropiere a inimilor, fiindcă Dumnezeul nostru este un Dumnezeu de aproape, nu este un Dumnezeu de departe, mult iubitor și dorește ca toți să ne mântuim și să ajungem la cunoștința adevărului, să dobândim cu toții un colțișor de rai și să ne bucurăm într-o desfătare a raiului. Amin!